Atașarea. Atașarea de lucruri nu poate conduce decât la unul din următoarele rezultate. Fie lucrul de care te atașezi dispare, fie dispar tu însuți. E numai o chestiune de care se întâmplă primul. Câteva definiții. Poate fi important să cunoști următoarele definiții și descrieri pentru a înțelege problemele pe care le ai cu atașarea și să înțelegi logic modurile în care poți să lucrezi asupra lor. Definiție. A nu dori, în mod exagerat, să fii separat de cineva sau de ceva. Întrucât eticheta de plăcut este foarte relativă și bazată pe informație limitată, atașarea include un aspect de exagerare sau proiecție. A nu se confunda cu aprecierea reală, iubirea și compasiunea. Opusul. A dori să fii separat de cineva sau ceva, aversiunea. Caracteristica principală. Exagerarea trăsăturilor pozitive, care poate conduce numai la dezamăgire. De obicei, îndrăgostirea se potrivește foarte bine ca exemplu. Iubirea. Definiție. A dori ca ceilalți să fie fericiți. A nu se confunda cu iubirea condiționată. Opusul. A dori ca ceilalți să fie nefericiți, ura, sau a nu dori ca ceilalți să fie fericiți, indiferență sau egoism. Caracteristica principală. Dezinteresul necondiționat față de sine. Dezinteresul are însă la bază acceptarea de sine. Compasiunea. Definiție. A dori ca ceilalți să fie liberi de suferință. A nu se confunda cu mila, părerea de rău pentru cineva. Opusul. A dori ca ceilalți să sufere, cruzimea. Caracteristica principală. Părerea de rău împreună cu cineva, compasion, împreună cu simțire, cu impulsul de a ajuta. Renunțarea, detașarea. Definiție. A dori să fii liber de toate problemele existenței ciclice, a nu-ți dori obiecte deoarece acestea cauză mai multă suferință. Nu înseamnă că cineva devine dintr-o dată exaltat, își abandonează toate bunurile și se refugiază într-o peșteră în munți, sperând ca astfel să scape de problemele sale prezente. Acești oameni revin de obicei într-o săptămână sau două, slăbiți și descurajați. A nu se confunda cu a nu-ți păsa de absolut nimic, cu ascetismul extrem sau cu atitudinea suicidară. Opusul. Atașarea la fericirea lumească, care în final conduce la suferință. Caracteristica principală. Descoperirea celor care în final conduc la mizerie și evitarea acestora. Renunțarea vine din interior, este înțelepciune interioară, cunoaștere interioară. Lama ieșe. Care este problema cu atașarea? Deși atașarea poate să apară la început ca fiind mult mai puțin destructivă decât furia sau ura, în termenii de a fi prins în procesul de renașteri necontrolate, de fapt, este răul mai mare. Atașarea la plăcere și în final la viața însăși, ca și instinctul nostru înnăscut de supraviețuire, este principalul tip de neînțelegere care ne ține prizonieri în samsara. Iată un exemplu care ilustrează atașarea. Prinderea maimuțelor cu nuca de cocos, în care se face o gaură și se pune ceva ce le place lor, bomboane sau alune. Maimuțele apucă prada și nu mai pot scoate pumnul, dar nici nu-i dau drumul. Buddha compară dorințele cu a fi dator. Dacă ești dator la bancă, în fiecare lună trebuie să-ți plătești rata. La sfârșit vei fi liber de datorie. Însă față de dorințele senzuale, nu poți să plătești datoria,
permanent acestea se reînnoiesc. Foamea, setea, pofta de sex, nevoia de căldură, nevoia de răcoare, toate revin la nesfârșit. Încercarea de a ne îndeplini dorințele e o sarcină fără sfârșit și în final complet fără rost. Iată câteva cuvinte ale lui Buddha. V-am omorât pe toți înainte. Am fost sfâșiat în bucăți de fiecare dintre voi în alte vieți. Ne-am omorât între noi ca dușmani în luptă. Așa că de ce ar mai trebui să fim atașați între noi? Dorința poate fi comparată cu focul. Dacă apucăm focul, ce se întâmplă? Ne aduce fericire? Dacă ne spunem, uite ce foc frumos, uite ce culori frumoase, iubesc roșul și portocaliul, sunt culorile mele preferate. Și apoi îl apucăm, o anumită cantitate de suferință ne va pătrunde în corp. Și, dacă mai târziu ar fi să contemplăm cauza acelei suferințe, am descoperit că este rezultatul faptului că am apucat acel foc. Cu această informație, e de aștepta ca apoi să dăm drumul la foc. După ce dăm drumul la foc, știm apoi că focul nu e ceva de care trebuie să te atașezi. Aceasta nu înseamnă că trebuie să îl urâm sau să-l stingem. Putem să ne bucurăm de foc. E bine să faci focul, să încălzești camera, însă nu trebuie să te arzi în foc. Dacă țelul principal al practicii budiste este de a demasca iluzia ego-ului, arătând-o ca ceea ce este, unul din instrumentele de atac este îndreptat împotriva dorinței. Dorința are un renume foarte prost în scripturile budiste. Este numită o otravă, o boală, o nebunie. Nu se poate trăi într-un corp care este supus al dorinței, pentru că este ca o casă în flăcări. Dorința trăiește și crește prin a fi permisă, pe de altă parte, atunci când nu este permisă, prin aplicarea înfrânărilor etice și prin a fi conștient. Dorința se stabilizează și începe să se diminueze, chiar dacă acesta nu este un proces ușor sau confortabil, întrucât vechile impulsuri își cer cu tărie satisfacerea încă multă vreme. Acest gen de practică merge în contracurentului principal al societății moderne, în care dorința este încurajată energic și rafinată la culmi tot mai înalte de către puternice agenții de marketing și publicitate. Dar practica merge și în contradicția dorințelor mai moderate. Pentru familie, bogăție, a plăcerilor simțurilor, etc., canonice, în societățile mai simple, mai tradiționale, inclusiv cea în care s-a născut Buddha. Nu putem fi niciodată liniștiți cât timp suntem săcâiți de dorință. Suferința plăcerii poate fi o experiență care să ne trezească la realitate atunci când reflectăm în meditație asupra ceea ce descriem în mod normal ca plăcere. Buddha a spus relativ la experiența extazului eliberării de existența ciclică. Toate cele din interiorul existenței ciclice sunt suferință. Ultimul dintre cele patru adevăruri nobile. Poate fi aceasta adevărat? Vă rog să acordați câteva momente pentru a reflecta la următoarele gânduri, în timp ce vă amintiți de o experiență plăcută. În ce măsură este această plăcere doar o evadare sau o uitare temporară a problemelor cotidiene? Cât de drăguț ar fi dacă aș continua să fac asta fără întrerupere pe durata a câteva zile? Cât de împlinit m-aș simți după 5 minute, 5 ore sau 5 zile? Pentru a obține aceeași senzație extraordinară ca prima oară, voi avea nevoie de mai mult din aceeași chestie data viitoare? Buddha a concluzionat că a ne pune energia în satisfacerea lăcomiei pentru plăceri temporare este nu doar fără folos, dar creează multe probleme,
de asemenea acțiuni karmice pe care ar fi fost mai bine să le evităm. Aceasta este exact ceea ce fac tot timpul ființele sensibile. Se mențin prizonieri prin atașarea lor la plăcerile temporare și la viața însăși. Vă voi spune despre calea de mijloc. A se îmbrăca în haine din pânză de sac, aș lăsa părul să crească încălcit, nespălat și nepieptănat, a se abține de la a mânca pește sau carne, toate acestea nu-l vor curăța pe cel care este iluzionat. Mortificarea cărnii prin privațiuni excesive nu conduce la un triumf asupra simțurilor. Toată suferința autoprovocată este fără folos atâta vreme cât sentimentul de sine este dominant. Trebuie să slăbești implicarea cu tine însuți și apoi să mănânci și să bei natural, în acord cu nevoile corpului tău. Atașarea la dorințele tale, fie că le privezi, fie că le permiți, poate conduce la sclavie, însă satisfacerea nevoilor vieții cotidiene nu este rea. Desigur, a menține corpul cu o sănătate bună este o datorie, pentru că altfel mintea nu va rămâne puternică și clară. Iubirea obișnuită. Iubirea cu atașare constă în valuri de emoție, care te prind în lanțuri de oțel invizibile. Iubirea obișnuită tinde să creeze legături care se pot dovedi foarte neplăcute. Iubirea obișnuită este bazată pe egoism, atracția către alții pentru că aceștia ne pot ajuta. Iubirea obișnuită e adesea bazată pe opțiuni, cum ar fi frumusețea fizică sau statutul social, care pot fi complet fără legătură sau chiar obstacole pentru a putea să trăim fericiți împreună cu acea persoană. Exagerarea și proiecția sunt principalele motive pentru care iubirea obișnuită conduce la dezamăgiri. Pentru a ilustra aceasta, iată câteva cuvinte ale lui Michael Scott Peck asupra iubirii obișnuite. Mitul iubirii romantice este o minciună cu consecințe teribile. Poate că este o minciună necesară în aceea că ea asigură îndrăgostirea, experiență care ne prinde în capcana care duce la căsătorie. Dar, ca psihiatru, deplâng în inima mea aproape în fiecare zi confuzia și suferința foarte mare pe care acest mit le nutrește. Milioane de oameni risipesc cu disperare imense cantități de energie într-o încercare de a face realitatea vieții lor conformă cu irealitatea mitului. A fi îndrăgostit poate fi o condiție emoțională foarte captivantă, dar este aceasta cu adevărat fericire sau e adesea amestecată cu o cantitate de suferință? Atașarea ne dă sentimentul de... Cum îmi poate îndeplini această relație nevoile mele? Iubirea adevărată ar întreba... Ce pot face eu pentru celălalt? Atașarea bazată pe egoism. Dacă tu ești bun cu mine, sunt și eu bun cu tine. Iubirea altruistă este bazată pe imparțialitate. Realizez că ceilalți sunt ca mine și doresc fericirea. Înseamnă să dorești fericirea celorlalți doar pentru că ei există. Atașarea conduce la posesivitate. Soțul meu, soția mea, prietenul meu, familia mea. Ai realizat vreodată că nu putem deține oameni în afara situației în care credem în sclavie? Posesivitatea conduce la teama de a pierde, la afecțiunea prefăcută provenită din teamă, la protecție exagerată, la dorință, la gelozie sau chiar la sentimentul. Nu pot trăi fără ea, el, slujba mea, bijuteriile mele, ciocolată, pizza, muzica mea. Există cu adevărat perfecțiunea pe care credem că o vedem în persoana iubită? Sau pur și simplu ne închidem ochii pentru trăsăturile negative? Este perfecțiunea pe care o căutăm cu adevărat realizabilă?
Iată o poveste sufi ca ilustrare. Într-o după-amiază, Nasruddin stătea la o ceașcă de ceai cu un vechi vecin. Se întâlniseră după multă vreme și aveau multe de povestit. Din vorbă în vorbă, au ajuns și la viață și dragoste. Prietenul l-a întrebat la un moment dat: cum se face că nu te-ai însurat? Ei, spune Nasruddin, ca să-ți spun adevărul, mi-am petrecut tinerețea căutând femeia perfectă. În Cairo am întâlnit o femeie frumoasă și inteligentă, însă era răutăcioasă. Apoi, în Bagdad, am întâlnit o femeie care avea un suflet minunat și generos, dar nu aveam interese comune. Fiecare femeie părea potrivită, dar era întotdeauna ceva care lipsea. Apoi, într-o zi, am întâlnit-o, frumoasă, inteligentă, generosă și bună. Aveam foarte multe în comun. De fapt, era perfectă. Și ce s-a întâmplat? De ce nu te-ai însurat cu ea? Nasruddin a sorbit din ceașcă gânditor. Ei, e cu adevărat povestea tristă a vieții mele. Se pare că ea căuta bărbatul perfect. Propriile noastre proiecții, așteptări și exagerări egoiste alcătuiesc fundația atașării și inevitabilei dezamăgiri. Noi dorim să primim iubire mai degrabă decât să dăruim iubire. Noi căutăm înțelegere mai degrabă decât să încercăm să înțelegem. Noi căutăm încredere în sine mai degrabă decât să-i respectăm pe ceilalți. Noi căutăm să primim laude și încurajări mai degrabă decât să le dăruim. Nu ne place să fim criticați, dar ne place să-i criticăm pe alții. Cei 12 pași ai eliberării. Adevărul suferinței. Noi am experimentat adevărul dependențelor noastre. Viețile noastre au fost suferințe nestăpânite. Adevărul originii suferinței. Admitem că ne-am dorit intens satisfacerea dependențelor și ne-am agățat de ele ca de refugiul nostru. Adevărul sfârșitului suferinței. Am ajuns să vedem că încetarea completă a dorinței intense și a agățării de dependență este necesară. Adevărul căii. Am luat decizia să urmăm calea de eliberare și să ne refugiem în înțelepciunea proprie, în adevărul nostru și în tovărășia noastră. Perspectiva corectă. Ne vedem în întregime viața așa cum este. Suntem doritori să admitem și să declarăm adevărul nostru față de noi înșine, față de o altă ființă umană și față de comunitate. Gândul corect. Suntem conștienți că noi creăm atât cauzele pentru suferință, cât și pentru eliberare. Vorbirea corectă. Ne curățăm, mărturisim și cerem iertare deschis și fără judecare. Suntem dispuși să iertăm pe alții. Acțiunea corectă. Facem o listă a tuturor persoanelor pe care le vătămăm și suntem dispuși și capabili să facem în mod activ reparații către toate, numai dacă să facem așa, n-ar fi vătămător. Mijloace de trai corecte. Ne simplificăm viața, realizând că suntem interconectați cu toții, ne angajăm în compasiune activă. Ne selectăm o vocație care să ne sprijine refacerea. Efortul corect. Ne recunoaștem greșelile și recăderile ca parte din cale. Ne continuăm practica acestor pași cu efort sincer și voios. Atenția conștientă corectă. Prin rugăciune, meditație și acțiune, urmăm calea adevărului, fiind atenți în mod conștient clipă de clipă. Concentrarea corectă. Deschide-te către spiritul trezirii ca un rezultat al acestor pași. Poartă acest mesaj către toți cei care suferă de dependențe. Modul de a trata cu atașarea.
Un om poate înfrânge de 1000 de ori 1000 de oameni în luptă, dar cel care pune stăpânire pe sine însuși este cel mai mare dintre cuceritori. Următoarele antidoturi pot fi aplicate în toate privințele vieții cotidiene, dar sunt de asemenea exerciții profunde de meditație. Observă-te! Exagerezi caracteristicile pozitive ale lucrurilor de care sunt atașat? Merită aceste lucruri toate încurcăturile în care mă bag? Merită cu adevărat să muncesc din greu zile, săptămâni sau luni, pentru a avea o oră de distracție? Folosește-ți înțelepciunea interioară, descoperă cât de exagerată este atașarea și cum dorința lucrează împotriva ta însuți. Încearcă să fii mai înțelept decât maimuța și lasă bomboana pentru a fi liber. Reflectează asupra naturii nesatisfăcătoare a existenței. Aceasta e numit și primul adevăr nobil. Cât de multă distracție este cu adevărat distracția? Și cât de mult este distracția uitarea durerii? Se opresc vreodată dorințele sau e o muncă fără sfârșit să le îndeplinești? Reflectează asupra impermanenței. Cât de importantă este persoana sau obiectul dorinței? Toate se vor sfârși într-o zi, oamenii mor, lucrurile se strică. Reflectează asupra problemelor create de atașare. Să stai tolănit la soare e grozav, dar aceasta duce la arsuri ale pielii. Să mănânci mâncare bună e grozav, dar aceasta duce la indigestie și obezitate. Să te plimbi într-o mașină luxoasă e nemaipomenit, dar cât de mult timp trebuie să muncesc ca să o plătesc? Reflectează asupra atracției trupești, dorința de sex. Să iubești pe cineva e grozav, dar ce se întâmplă când luna de miere se sfârșește? Și ce este în adevăr corpul? Ce e mai mult decât un sac de piele umplut cu oase, carne, organe și fluide descustătoare? Reflectează asupra rezultatelor atașării. Lăcomia și dorința intensă conduc la fur și la tot felul de crime, inclusiv la război. Dependența de alcool și droguri sunt doar forme de dorință puternice. Acestea distrug atât pe cel dependent, cât și pe cei din jurul său. Dorința carnală necontrolată conduce la abuzul sexual. Sentimentele de lăcomie, dorință și atracție sexuală, în ele însele, pot fi văzute cu ușurință ca forme de suferință. Reflectează asupra morții, cât mai valorează toate obiectele de care ești atașat acum, în momentul adevărului, în momentul morții.